Criza politică din Armenia devine din ce în ce mai critică după ce zeci de mii de manifestanți au protestat pentru a 12 -a zi consecutiv la Erevan împotriva arestării opozantului Nicola Pachinian și a altor 230 de susținători ai săi. Lumea a ieșit în stradă pentru a contesta numirea lui Serge Sarkisian în funcția de prim-ministru după două mandate pe care le-a avut în calitate de președinte, timp în care a sporit semnificativ atribuțiile premierului Nicola Pachinian care este un fost jurnalist de opoziție, a fost reținut la scurt timp după o dezbatere purtată chiar cu Sarkisian. Protestatarii au reproșat în continuare actualului prim-ministru că nu poate face față lupte cu sărăcia și corupția, în timp ce oligarhii continuă să conducă economia țării. Menționăm că criza politică ce se înregistrează în prezent în Armenia este cea mai mare din ultimile decenii.